Bună, eu sunt Raluca și ca să fie clar pentru toată lumea, nu mă dezic nici astăzi. Am plecat de acasă cu un singur card și pe cardul acesta pot să filmez maxim 30 de minute, așa că o să încerc să mă încadrez în aceste 30 de minute și o să povestim cu mare entuziasm despre preferatele lunii aprilie, pentru că este ultima zi în care eu postez din această lună și nu pot rata să vă vorbesc despre preferate. Sper din suflet că niciunul dintre aceste produse nu s-a mai regăsit și într-un alt clip de preferate, respectiv cele din ianuarie, februarie sau martie, pe care vă recomand să le vedeți dacă nu le-ați văzut deja, pentru că am uitat să mi le notez și tot zic azi mi le notez, astfel încât să nu vă vorbesc despre aceleași produse, însă există și riscul să se întâmple asta, pentru că dacă folosesc niște produse o perioadă îndelungată, evident că ele sunt acolo favoritele mele și vreau să împărtășesc informațiile pe care eu le am despre ele cu voi. Hai să începem și să vorbim despre elefantul din cameră. Uitați-l aici pe elefant. Sunt 10 produse toate, cele despre care vorbim astăzi. Sunt 2 parfumuri, așa că vă recomand să rămâneți până la finalul acestui clip, astfel încât să vedeți și care sunt parfumurile care pe mine mă obsedează în ultima vreme. Și sincer vă zic că dacă știam faptul că o să fie așa de interes primul produs pe care l-am introdus aici și pe care nu l-aș fi introdus dacă nu v-aș fi menționat la un moment dat de el și dacă voi nu l-ați fi cumpărat cu atâta entuziasm și nu mi-ați fi zis că vă este bun și că e un produs minunat și vă bucurați că vi l-am menționat ca să puteți să ajungeți la un așa produs minunat, nu mai știu ce mai zic, Doamne! Hai să începem cu primul produs pentru că deja am luat-o pe cărări. Nu uitați înainte de asta să îmi dați un like, subscribe, share, comentariu, orice vreți voi, orice ajută acest canal să crească și atât mai avem până la 2000 de subscriberi sau poate până vineri îi facem, cine știe, astăzi fiind marți când filmez eu acest clip. Haide să luăm cu numărul 1. Ziceam mai devreme că nu credeam că e un produs care să fie atât de folositor vouă și care să vă atragă atât de mult atenția, astfel încât să veniți și să-mi spuneți, băi, e un produs minunat, mulțumesc că mi-ai zis de el. Saforel. Eu am intrat în contact cu produsele lor în momentul în care am avut nevoie de un produs de genul acesta și mi-am întrebat medicul ce să folosesc, pentru că orice folosesc nu-i bun, orice folosesc mă birită, orice îmi sensibilizează pielea și așa mai departe. Saforel este un produs pe care, din câte am înțeles de la medicul meu, franțuzoaicele îl folosesc aproape în proporție de 100%. Nu e femeie din Franța care să nu știe de existența acestui produs. Vă zic și eu ce am auzit, nu știu dacă într-adevăr este așa și într-adevăr e un produs care ne protejează pielea, e un produs care e foarte prietenos, e un produs care într-adevăr face o diferență. Eu îl iau de mulți ani de zile din farmacia Tei, dar dacă nu aveți acces la farmacia Tei, o să-l caut pe undeva pe internet și vi-l pun și vouă în descriere. E foarte fain, e foarte spornic, au mai multe variante, eu am acum pe asta cu aloe vera și vreau să vă zic că dacă sunteți în căutarea unui produs de igienă intimă, care să facă diferența, care să fie total atipic sau total diferit față de ce găsim noi prin magazine și știți că am folosit multe și de toate și v-am zis în clipurile de Empties care și de ce nu mi-a plăcut, care și de ce n-a interacționat bine cu pielea mea și de ce îl apreciez atât de mult pe acesta și mi-am promis că de acum încolo o să-l cumpăr numai pe el, nu mai fac experimente cu altceva. Chiar dacă îmi iau o dată două ca să am rezervă să nu cumva să rămân fără. Luați-l, atât vă zic. Luați-l, e foarte bun. E un pic mai scump față de ceea ce găsim pe piață, dar vă promit că este atât de spornic. Ai nevoie cumva de echivalentul unui bob de porumb și este suficient că nu-mi venea mazăre. Unui bob de mazăre și este absolut suficient, face o treabă extrem de bună, calmează foarte bine pielea. Senzația pe care o lasă pe piele după este divină. E de încercat și s-au dus 5 minute din cele 30. Pentru că tot suntem la acest subiect, să știți că Saforel vine și cu o cremă, adică vă puteți cumpăra pe lângă gelul acesta de igienă intimă și o cremă. Ea arată așa, sunt 40 de ml aici, foarte puțin folosiți la fiecare utilizare, vă garantez că și asta va ajunge câteva luni. Eu am folosit-o deja,
destul de mult, are sistemul ăsta foarte drăguț, la modul că pur și simplu desfiletați un pic capacul și o să iasă cremă pe aici și se sigilează exact așa. Asta este mișcarea, înțelegeți și voi că sigur ați mai găsit și pe la alte creme treaba asta. Dacă ne dăm cu cremă peste tot, cred că și zona noastră intimă merită o cremă, astfel că vă recomand pe asta. Ca și preț e pe undeva pe la prețul acestuia sau hai să zic că în jur de 40 spre 50 de lei costă amândouă, dar sunt spornice și vă ajută pentru mult timp. Dacă aveți o piele sensibilă, dacă aveți o piele care se irită ușor, recomand 100%, aceste două produse sunt mega, ultra, extra fine. Următorul produs despre care vreau să discut este un produs cu care vin cumva la spartul târgului, pentru că o să urmeze perioada asta de vară și poate că nu o să ne mai dăm cu atât de mult unt de corp și o să trecem la sorbet de corp sau la creme lejere sau la body mist sau mai știu eu ce. Dar ce vreau să vă zic este că am descoperit brandul acesta Meditera, au și un site ei, meditera.ro, de pe care puteți să vă luați produse făcute în Grecia sau aduse din Grecia, care respectă niște principii din acestea grecești și care sunt foarte faine. Și vreau să vă zic că am primit de la ei o gamă de produse, printre care și untul acesta de corp. Îl ador. Efectiv îl ador. Cam atât am folosit din el până acum. Să știți că folosesc foarte puțin la fiecare utilizare și uite că o să profit de faptul că îl am aici, pentru că este singurul produs de corp și o să mă dau pe mâini, pentru că am niște mâini atât de uscate. Nu știu dacă se văd acolo la voi, dar Doamne cât sunt de uscate. Noi încă suntem în perioada aia din Bucureștiul anului 2022 în care avem apă cu porția și doar câteodată, așa că pielea mea suferă tare mult în perioada asta și vreau să zic că hidratează atât de bine, intră atât de bine și de repede în piele și Doamne, miroase a caramel și a vanilie, vanila caramel se cheamă de altfel, încât vă recomand să aruncați o privire pe site-ul lor. Eu am și varianta lor de gel de duș, foarte faină, 750 de ml. Folosesc la gelul ăla de duș deja de o lună și nu s-a terminat, încă mai am din el. Să știți că dacă n-ați văzut în ultimele clipuri de Empties geluri de duș, am unul de 1 litru și unul de 750 de mililitri pe care le tot folosesc. Pe ăla de 1 litru îl folosesc din ianuarie, nu s-a terminat nici acum. De vreo lună l-am introdus și pe acesta de 750 de mililitri, o să fie. O să fie și o să fie. Am cod de reducere permanent pe site-ul lor, vă oferă 5%, vă oferă 5% vouă, însă îmi oferă și mie 5% din valoarea cumpărăturilor voastre. Este un cod de reducere a afiliat, v-am mai povestit eu despre treaba asta. Dacă vreți să vă comandați produse de pe site-ul lor, foarte fain, am încercat câteva, le recomand cu mare drag. Să știți că puteți să folosiți și codul RP5. Cred că acesta este, îl pun în descriere. El se va regăsi în descriere permanent. Când voi vreți să cumpărați, îl găsiți acolo la orice clip ați intra. Acum, vreau să vorbim despre un produs pe care eu l-am avut, l-am folosit, l-am recumpărat acum pentru că m-am vopsit recent și l-am recumpărat din salon pentru că vreau să îmi redau vibe-ul acela de gri părului și pentru că acum un an de zile, când am început eu să mă vopsesc la abate, am întrebat-o pe doamna care mă vopsea: doamnă, ce să folosesc astfel încât să tai blondul acela din păr? Pentru că eu foloseam produsul de la Silver, de la Kalos și sincer îmi usca foarte tare părul și mi-a zis: nu, este exclus așa ceva, ia-l pe ăsta. Eu îl cumpăr din saloanele abate, să știți că nu l-am găsit nicăieri pe net, 11 lei dau pe el de fiecare dată și îmi ajunge foarte mult. Ideea este că ăsta este șamponul din gama Magnesium Silver, cred că v-am mai vorbit despre el într-un vlog săptămânal, așa arată, e ca și textură și culoare, el este absolut la fel ca cel de la Kalos, după cum vedeți are și ambalajul ăsta care este super similar. Ideea este că ăsta nu mi usucă părul, e foarte fain, e foarte pigmentat, dacă stau 15
15-20 de minute, mi se face super gripperul, așa că dacă aveți nevoie de un astfel de produs, este mega fain și să știți că o să mai testez în curând o gamă de la Alpha Parf și o să revin cu detalii și legat de gama aceea, pentru că-s curioasă cum e, dar pe termen lung, cel mai mult l-am folosit pe ăsta, l-am recumpărat acum, vreau să împărtășesc informația și cu voi, nu l-am găsit nicăieri pe net pentru că eu am vrut să-mi cumpăr variantă mai mare, efectiv nu îl găsesc, nu știu de ce, poate nu mă pricep eu să caut, habar n-am, însă îl găsiți în saloanele Abate, nu știu dacă mai au și în afara Bucureștiului, dar în București sigur sunt foarte multe saloane și sigur îl găsiți și voi într-unul dintre ele. Cumpărați-l și încercați-l. Eu nu-l folosesc ca pe un șampon, că de aici pornisem, că el este un șampon. Am găsit și un balsam, însă sunt un pic reticentă, nu l-am folosit încă. L-am luat o dată cu ăsta. Eu îl folosesc pe ăsta în felul următor. Mă spăl cu șamponul meu obișnuit, o să vorbim imediat și despre un șampon. Și după asta îmi pun masca și după ce îmi pun mască, cu care stau cam 15-20 de minute, depinde cât timp am, trag pe firul de păr cu, nu știu, cantitate din ăsta. O să vedeți voi în funcție de cât de lung este părul vostru. Și efectiv trag pe firul de păr. Nu îl folosesc ca atare, ca pe șampon, doar îl întind pe firul de păr și îl las așa să acționeze. Mega fine, nu usucă părul, e, nu cumva nu ajută la deteriorarea lui, este superb, se face părul în funcție de cât stai cu el, se face gri, mai puțin gri, mai mult gri, mai, în fine, dacă stau un sfert de oră, e destul de pigmentat, destul de pigmentat firul de păr, așa că vi-l recomand cu mare drag dacă aveți nevoie de o astfel de informație. Mergem mai departe și mai departe vorbim despre o cremă cu SPF 50 și am introdus-o aici pentru că, din punctul meu de vedere, este specială față de toate celelalte creme cu SPF 50 pe care le-am putea utiliza în mod normal, la modul că asta are și vitamina C. Și mi se pare foarte drăguță treaba asta. Ea vine de la Avon, este din gama Eniu. Hai că mi-am pus pe ambele mâini, nu știu de ce. Este Daily Defense Moisturizer. O să vă pun toate detaliile în descriere. Să știți că nu trebuie să cunoașteți neapărat un reprezentant, astfel încât să puneți comenzi la Avon. Puteți să vă luați și voi direct de pe site-ul lor. Dacă vă faceți un cont de client, nu trebuie să fiți reprezentant sau să cunoașteți pe cineva. Pur și simplu, o faceți cont, vă dați comandă, vin produsele acasă ca și cum ați comandat de pe orice site. Am să vă pun în descriere link direct spre ea și spre toate celelalte produse de altfel, ca să vă fie ușor să ajungeți la ele și să știți că este absolut superbă. Am pus-o aici ca să o vedeți și voi ca și textură. După cum vedeți, ea nu are absolut niciun filtru alb și mi se pare mie că pielea rămâne și cu un glow natural. Ia uitați-vă! Ah, ce bine arată! Rămâne așa cu un glow natural, datorat vitaminei C, evident, și pe lângă faptul că o puteți achiziționa pe asta, să știți că există și un set cu serum, cu, aș zice că mască sau un gel de curățare și cu un toner. Foarte fain. Am folosit tonerul, urmează să folosesc și serumul, dar deocamdată sunt la capitolul Nomaz Velo și folosesc serumul acela cu vitamina C și evident că o să-l mai folosesc o perioadă pentru că e bun, îmi place, e foarte fain și nu vreau să renunț la a-l mai folosi. Mergem mai departe, pentru că trebuie să mă încadrez în cele 30 de minute și avem aici șamponul de la Sanoderm. Să știți că nu l-am introdus în preferatele lunii martie, și eu l-am primit, cred că pe la jumătatea lunii martie pe undeva, pentru că nu îl folosisem suficient. Și nu vreau să vorbesc despre un produs fără să îl fi folosit suficient. Mai am foarte puțin aici, să știți. Cred că vreo 3 sau 4 utilizări. Cam o lună o să mai folosesc din el. Pe lângă faptul că are un miros, aș zice că ușor bărbătesc, ușor fresh, dar e foarte fain, foarte, foarte fain mirosul, curăță extrem de bine părul, extrem de bine scalpul, e absolut genial. Nu credeam vreodată că un produs de genul acesta o să mă ajute atât de mult să îmi curăț părul atât de bine, astfel încât el să se îngrașe mai greu și sebumul să se producă un pic mai greu. Am mai zis asta despre o gamă de produse, dacă mă urmăriți de ceva timp, prin toamnă am mai zis asta despre o gamă de produse.
produse și revin cu informația pentru că mi se pare că este absolut genial. Așa arată, ca să îl vedeți și voi mai de aproape, nu știu cât vă ajută. Îl găsiți pe Sanoderm, este și 20 și ceva de lei și aș zice eu că la părul meu, la cum este părul meu acum, două luni lejer folosesc din produsul acesta. V-am zis, mai am cam o lună de utilizare, având în vedere că era ras, efectiv era plin ochi recipientul acesta și am folosit cam atât, cam o lună. Aș zice că mai am încă atât. Funcționează și pentru probleme pe care le aveți pe scalp. Eu nu am, singura mea problemă este că am scalpul sensibil, dar o să povestim altă dată și despre treaba asta. E sensibil la modul că atunci când mă vopsesc, Doamne, îmi vine să trag cu unghiile și efectiv să îmi rup carnea, să îmi rup pielea, că nu e prea multă carne pe aici, să îmi rup pielea scalpului, pentru că mă ustură atât de tare, dar povestim altă dată despre asta. Foarte fine, mega, ultra, extra fine. Mi-a scris cineva aici, Oana oare, nu mai știu, cred că Oana totuși, și mi-a zis că l-a folosit și că a avut o problemă la nivelul scalpului și primul recipient a fost ok, dar al doilea nu prea, probabil că se obișnuise părul cu el și poate că, uite, ar fi bine să fie folosit odată la câteva utilizări, să fie alternat cu un alt produs. Cine știe, ziceți-mi și voi dacă l-ați folosit și cum vi se pare, e un produs de laborator, să știți, este făcut în laboratoarele farmaceutice Ardealul, superb. Vi-l pun în descriere. Continuăm tot în aceeași, în același stil de îngrijire a părului și trebuie să vă zic că acum ceva timp am primit de la prietenii mei de la Naturissimo din UK acest produs. Fetelor, dacă n-ați folosit vreodată un hair milk, este musai să o faceți. Să știți că e un produs care acționează ca un balsam leave-in, cumva. Este acesta cu trandafir și caisă, însă nu se simte așa pregnant. Știți că mie nu prea îmi place trandafirul în cosmetice, îmi plac foarte mult trandafirii să îi iau în vază, de principiu trandafiraș, însă în cosmetice nu-i apreciez atât de mult sau nu apreciez mirosul de trandafir atât de mult, însă vreau să vă zic că acest hair milk, ce arată el la modul ăsta, e ca o cremă, exact ca o cremă. Ajută atât de mult ca părul să capete textură și să fie, nu știu, să pară așa super sănătos și să pară... Să fie strălucitor, să știți că atunci când m-am vopsit, mie mi-a zis coafeza, ai un păr foarte ok, de când nu te-ai tuns? De 7 luni și jumătate. E super, e mai mult mai bine decât mă așteptam eu să-mi spună cineva. Ca textură, așa este. Este efectiv ca o cremă și ce vreau să vă zic este faptul că am remarcat că dacă îmi aplic produsul acesta seara, pun o, nu știu, o cantitate destul de mică pentru că nu vreau să-mi îngraș părul și o întind pe lungimi, dimineața mă trezesc cu un păr atât de fin și atât de catifelat și atât de fain, foarte, foarte fain. Dacă nu vreți să puneți comandă în UK, să știți că la ei comenzile sub 150 de euro nu sunt pasibile de taxe vamale, deci când vine coletul aici, trimit prin poștă, nu o să plătiți taxe, cam 2 săptămâni durează din momentul în care expediază până în momentul în care ajunge coletul. Să știți că există și pe Notino, cred, vă pun în descriere dacă îl găsesc, parcă pe Notino l-am văzut, dar vă pun în descriere. Hai să vorbim repede despre o carte. Am pus cartea asta aici pentru că îmi zicea cineva în comentarii, vai, dar nu știam că există serie. Bridgerton. Evident că sunt, nu știu, am senzația că majoritatea fetelor sunt nebunite după Bridgerton. Fair and square, mi se pare normal să fie așa. Există serie de cărți. Bridgerton începe cu numărul 1, eu și ducele, care prezintă exact povestea pe care noi am văzut-o în primul sezon, Bridgerton, de la numărul 2 încolo, poveștile fraților lui Daphne în ordinea lor alfabetică. Al doilea este povestea lui Anthony și apoi, evident, că se continuă cu toate celelalte. Sunt 8 cărți în total, foarte faine. Le găsiți, cred, pe Librex, pe Libri sau pe Librex. Vi le pun și pe ele în descriere dacă vreți să vi le luați pe toate. Eu mi le-am luat pe primele 4 cu o ofertă de pe Librex, mi-au dat și
și o plăsuță sau ceva de genul acesta, dar o să vi le pun pe toate și dacă nu, vă duceți voi pe site și vă căutați una, două, trei volume câte vreți să vă luați. 30-40 de lei în medie o una dintre cărți, eu cred că merită investiția. Sunt niște cărți foarte ușor de citit, sunt niște cărți faine, funny, scrise de maniera aia care să te țină acolo cu cartea în mână și să zici hai mai citesc un capitol și mai citesc un capitol și să mai citesc unul și să mai citesc unul și să mai citesc unul. Din păcate eu nu apuc să o iau pe asta foarte des în mână pentru că nu am timp și dacă editez până la 10 seara, efectiv cad lată pe canapea, dar promit că mă pun pe treabă, sunt foarte mândră că am terminat-o pe prima și deja sunt la a doua, mă pun pe treabă pentru că aș vrea ca măcar un sfert de oră în fiecare zi să pot citi. Mai avem două produse, iar ultimele două produse, normal că sunt două parfumuri. Dacă mă urmăriți constant, le știți. Dacă nu mă urmăriți constant, permiteți-mi să vă fac cunoștință cu invers. Dirham Wardi sau Wardi Dirham Wardi, pe care l-am luat, pe care l-am primit, pardon, pentru că l-am primit din partea lor de oameni drăguți ce sunt, de la prietenii de la olfactiv.ro. Fetelor, este cel mai bun, cel mai fain, cel mai suav, cel mai delicat, cel mai senzual parfum care există pe lumea asta din punctul meu de vedere. E florălel, fructățel, ceva de genul acesta, e un parfum perfect pentru perioada asta. V-am vorbit despre el în clipul pe care îl pun aici. Dacă nu l-ați văzut deja, mergeți și vedeți-l. O să vă pun în descriere exact minutul la care încep să vorbesc despre parfumul acesta în cazul în care nu vreți să le vedeți sau să le ascultați pe toate 5 și de asemenea aveți în descriere și link direct spre site-ul lor, astfel încât dacă v-a atras atenția să puteți să vi-l luați și voi. Ultima oară când m-am uitat eu era 50 și ceva de lei. Să știți că persistă cam îl mai și miros un pic, nu m-am dat cu parfum astăzi, o să văd dacă mă dau cu acesta sau următorul, dar să știți că acesta persistă cam 5-6 ore, l-am purtat destul de mult în ultima lună și de asta l-am și pus aici, pentru că mi se pare perfect, absolut perfect pentru perioada asta. Este ușor dulceac, ușor vanilat, ușor fructat, e combinația perfectă și uitați-vă cât de suavă și de frumoasă este această sticluță. Este, cum să zic, culoarea sticlei descrie exact parfumul. E foarte, foarte fain. V-am pus pe aici cardul să mergeți să vă uitați la detaliile pe care eu le-am dat despre parfumul acesta deja și dacă vă tentează, în descriere găsiți și link direct spre site-ul lor în care îl găsiți pe acesta. Merită din plin cei 50 și ceva de lei sau hai să zic o fi 60 acum cât costă, pentru că atunci când am văzut eu era cu reducere. Ultima mea obsesie este parfumul cu bujor pe care l-am luat de pe Parfumo. Știți că Parfumo este unul dintre site-urile mele preferate de când m-am apucat să fac, cred, YouTube, că am tot făcut unboxing-uri de la ei de-a lungul timpului. Voiam acest Adigen Voltaire, Girls Can Say Anything, a fost unul dintre parfumurile care mi-au atras cel mai mult atenția. Evident că îl voi lua și pe This Is Us, evident că le voi lua pe toate, că acum chiar că le vreau pe toate, vreau să am toată colecția Adigen Voltaire, dar parfumul ăsta cu bujor, care la fel, este dulceag, este vanilat, este perfect pentru perioada asta de primăvară, m-a dat pe spate. Am folosit deja din el, cam atât, a fost plin săracul, mă dau obsesiv cu el, să știți, și cred că va fi și parfumul care mă voi da acum, pentru că, Doamne, cât de bine miroase. Da, ia să ne dăm cu el. Și în păr, normal că și în păr. Este absolut superb. Dacă sunteți în căutare de parfumuri, nu excludeți site-ul Parfumo, au prețuri foarte bune, au și testere. E un magazin online care funcționează pe piața gri, cumpără loturi mai vechi, v-am mai povestit despre el, cumpără loturi ceva mai vechi de parfumuri, asta înseamnă că își permit să mențină niște prețuri mai mici și de asta și găsiți niște parfumuri la niște prețuri foarte faine pe site-ul lor. Dar o să mai povestim despre ele pentru că o să mai facem și clipuri cu parfumuri. Ce vreau să vă zic este că astea sunt cele 10 produse despre care am vrut să vorbim acum. O să vă fac și un clip de close-up astfel încât voi să le vedeți de aproape și sper că v-au inspirat alegerile mele pentru luna aprilie. Chiar sunt produse pe care le-am folosit obsesiv în luna aprilie. Sunt produse care îmi plac, sunt produse care fac parte din rutina mea și mă bucur că am ocazia să le împărtășesc cu voi. Vă pup, vă îmbrățișez, vă mulțumesc că ați fost aici.
aici. Dacă ați avut răbdare să vă uitați până la final, vă sunt absolut recunoscătoare. Vă rog să nu uitați de un subscribe, un like, un share, un orice vreți voi. Hai să facem canalul acesta să crească și să ajungă la cât mai multe lume. Ne vedem data viitoare, adică în luna mai, să aveți un final de lună absolut superb, un final de săptămână absolut superb și vă îmbrățișez cu tot dragul.